În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cei care ascultăm și înțelegem și punem în practică în viața noastră cuvintele din tălcuirea Evangheliei Duminicii Părinților Sfântului Duh. Și ca o simplă remarcă, aceasta este mâna dreaptă, vă asigur, pentru că vouă apare invers și să nu fieți mintală multă la. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, 38, cu 37 cu 8. Frați creștini, sărbătorim astăzi Duminica Pogorârii Sfântului Duh, când s-a împlinit făgăduința Domnului Iisus Hristos dată Sfinților Apostoli. I se mai zice și Duminica Cincizecimii, fiindcă în ziua Cincizecimii, în ziua 50-a de la învierea lui Hristos a pogorât Sfântul Duh în chip de limb de foc peste ucenicii Domnului, care umplându-se de harul Sfântului Duh au început a grăi în felurite limbi măririle lui Dumnezeu. Această pogorâre a Sfântului Duh a făgăduit-o Domnului Iisus Sfinților Săi ucenici zicând: și eu vă ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă, ca să fie purgă cu voi. Iar Mângâietorul, Duhul cel Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte de cele ce v-am grăit vouă. Într-adevăr, când s-a pogorât Duhul Sfânt, el a făcut prea înțeles pe sfinții ucenici, umplându-i de lumină, de putere, de râvnă și de toate harurile dumnezeiești. Abia după aceea, ucenicii Domnului au ieșit în toată lumea săvârșind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, semănând pretutindenea dogmei credinței și aducând împărați înțelepți și puternici la credința cea adevărată a lui Hristos. Evanghelia ce s-a citit astăzi vorbește despre harurile ce le-au primit prin pogorârea Sfântului Duh cei care au crezut în Hristos, dar spre dezbinarea celor care, ascultând învățătura Domnului despre harurile Sfântului Duh, s-au umplut de și mai multă ură împotriva Lui. Sfânta Evanghelie începe astfel: iar în ziua cea din urmă, ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat între ei și a strigat cu glas puternic: de însetează cineva să vină la mine și să bea. Când a rostit Mântuitorul cuvintele acestea, iudeii prăznuiau sărbătoarea facerii corturilor, așa cum ne spune același sfânt evanghelist Ioan, și erau aproape sărbătoarea iudeilor, înfingerea corturilor. Ziua cea din urmă acestei sărbători era ziua a opta, fiindcă 8 zile sărbătoreau iudeii această sărbătoare, căci spune Scriptura: din ziua a 15-a lunii a 7-a începe sărbătoarea corturilor. 7 zile se sărbătorește în cinstea Domnului, în ziua întâi va fi adunată adunare sfântă, nicio muncă să nu faceți. 7 zile să aduceți jertfă Domnului și în ziua 8-a va fi adunare sfântă. Sfântul Evanghelist a numit mare ziua cea de pe urmă a sărbătorii, fiindcă și legea o numea sfântă. Deci în această 8-a zi de pe urma sărbătorii înfingerii corturilor a stat Iisus în templu grăind cu mare glas: de însetează cineva la mine, de însetează cineva să vină la mine și să bea. Prin aceste cuvinte Domnul a arătat că precum cel ce însetează merge de grabă la izvorul apei sau la magazin și își cumpără apă, tot așa se cade ca și cel care vine la credință să meargă cu grabă în biserica Domnului. Și după cum cel ce însetează ajungând la izvor bea apă și își răcorește trupul, tot așa și cel care a crezut, când se va apropia de biserică, izvorul credinței, să bea din apele Sfintei Evangheliei și să-și veselească sufletul. Acesta zicând, Mântuitorul a arătat îndată și harurile pe care le primesc cei care cred în trânsul, zicând: cel ce va crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Văzând minunile Domnului, mulți credeau
că Hristos este proroc și sfânt. Unii ziceau că el este Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul din proroci. Dar nu credeau că el este Fiul lui Dumnezeu, cel născut din Sfânta Fecioară Maria, precum a arătat despre dânsul dumnezeiască Scriptură zicând: pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn, iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și vor chema numele lui Emanuel, care se tălcuiește: cu noi este Dumnezeu. De aceea, zicea Mântuitorul, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, adică cel ce crede în mine, după cum, nu după cum voiește și gândește el, ci precum a zis Scriptura, care a arătat că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, care sunt râurile de apă vie care curg din pântece, pântecele, adică din inima celui care crede în Hristos. Apa vie este învățătura credinței din Sfânta Evanghelie, care înviază sufletele omorâte de necredință și răurează cugetele uscate de patim. Prin râuri de apă vie se înțeleg în desculările dumnezeieșilor învățături ale Sfântului Duh. Prin râuri de apă vie se înțeleg în desculările dumnezeieșilor învățături ale purtătorilor de Duh, apostoli care, pescari fiind și neînvățați, cu atâta duhovnicească înțelepciune găiau, încât nici cei mai mari înțelepți și mai învățați nu puteau să stea împotriva puterii cuvintelor lor. Atât de mult și îndesulat era izvorul propovăduirii lor, încât pe toată lumea a adăpat. Evanghelistul Ioan tălcuiește aceste cuvinte zicând: iar aceasta a zis despre Duhul, pe care aveau să-l primească cei care cred în trânsul, căci încă nu era peste ei Duh Sfânt, căci Iisus încă nu se prea murise. Prin aceste cuvinte se arată că râurile de apă vie ce vor curge din inima celor care vor crede în Domnul sunt Duhul cel Sfânt, pe care îl vor primi în ziua cincizecimii cei ce vor crede în trânsul. Duhul Sfânt le-a dat lor izvoarele cele făcătoare de viață ale duhovnicești înțelepciuni. Prin Sfântul Duh, cei ce au crezut s-au făcut râuri de dumnezeiești învățături ale credinței Hristos și izvoare ale propovăduirii dreptei credințe. Duhul Sfânt a fost totdeauna din veac împreună cu Tatăl și cu Fiul. Precum soarele n-a existat niciodată fără rază și fără lumină, tot așa niciodată Tatăl nu a fost fără Fiul și fără Duhul Sfânt. Pentru ce zice dar Evanghelistul că încă nu era peste ei Duh Sfânt? A zis aceasta, fiindcă Duhul Sfânt nu s-a descoperit niciodată atât de mult și nici n-a dat oamenilor atâtea haruri câte a dat apostolilor în ziua cincizecimii, sau cum citim în Faptele Sfinților Apostoli: când a sosit ziua cincizecimii, ei erau toți adunați la oaltă. Și din cer, fără de veste, a venit un vuiet ca de vijelie care trece și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-a arătat împărțite niște limbi ca de foc și deasupra fiecăruia din ei s-a oprit câte una. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum Duhul le dădea ca să vorbească. După aceasta, Sfinții Apostoli s-au arătat făcători de minuni, puternici la suflet și slăviți în toată lumea, căci primiseră harul Preasfântului Duh, zice Evanghelistul, că încă nu era peste ei, că încă nu era peste ei Duh Sfânt, căci încă nu era dată oamenilor primirea harului Sfântului Duh, fiindcă Iisus încă nu se preamărise și trupul lui nu luase slava pentru care s-a rugat în vremea patimilor sale zicând: și acum mă preamărește tu, Părinte, la tine însuți cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. A luat această slavă după patimile și învierea sa. Mai înainte de patim și de înviere, trupul lui Hristos nu era nestricăcios și nici nemuritor.
După patim și după înghiere, însă s-a făcut nesticăcios, s-a făcut nemuritor și a așezut de-a dreapta scaunului măririi în ceruri. Se cădea deci ca să se ridice Iisus întâi ca om la înălțimea slavei Dumnezeirii, cea mai presus de început, și apoi să trimită apostolilor săi pe proasfântul Duh, precum le-a spus zicând, de folos este vouă ca eu să mă duc, căci dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi. Aceasta, deci, și Evanghelistul a zis, căci încă nu era peste ei Duh Sfânt, fiindcă Iisusul se preamărise. Ce ziceau însă cei ce îl ascultau pe Hristos? Deci mulți din norod, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristos. Însă alții ziceau, oare din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din urmașul lui David și din Betleem, orașul lui David? Mulți oameni din popor, auzind pe Domnul grăind, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, au crezut că el este prorocul despre care a prorocit Moise zicând, proroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca mine îți va ridica Domnul Dumnezeul tău, de acela s-a ascultat. De aceea ziceau unii către alții că acesta este cu adevărat prorocul, adică Hristos, iar alții neștiind Scripturile îl credeau numai proroc. Unii dintre ascultători, știind că Iisus Hristos este galilean, nu credeau că El este Hristosul pe care îl așteptau. Pentru aceasta se întrebau zicând, oare din Galileea va să vină Hristos? Sfânta Scriptură arată că din urmașul lui David și din orașul Betleem, orașul lui David, va să vină Hristos zicând, și tu, Betleeme, casa Efratului, mic ești între miile lui Iuda, dar din veac va ieși, dar din tine va ieși povățuitorul peste Israel. Acestea sunt cele ce s-au spus, ce s-au provocit despre neamul și despre patria lui Iisus Hristos, că se trăgea din neamul iudeilor și din orașul lui David, născut fiind din pura Fecioara Maria în orașul Betleem, precum ne arată Evanghelistul Matei scriind, după ce s-a născut Iisus în Betleemul iudeii. Sfârșitul primei părți și lui Dumnezeu laudă.